Osana, 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 bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Zece de copii însoțiți de părinți și bunici s-au înarmat cu flori și icoane și s-au strâns sâmbătă 8 aprilie la Biserica Sfinții Voievozi din municipiul Botoșani. În jurul orei 14, procesiunea a pornit către Biserica Uspenia și a luat sfârșit la Biserica Sfântul Spiridon. Pe drum, credincioșii s-au rugat pentru sănătate, iertarea păcatelor, dar și pentru conducătorii țării. Seamnă, ne rugăm pentru sănătate, pentru fericire, pentru copii, mântuire. Mântuire pentru toate. Am venit pentru că este frumos. Ce îți place aici? Îmi place pentru că dăm cu florile. Plouă afară. Vei sta? Voi sta. Vei sta chiar dacă plouă? Da. Veniți în fiecare an la această procesiune? Da. Ce înseamnă pentru noastră acest? Foarte mult. Binecuvântare de la Dumnezeu. Avem nedejde în bunul Dumnezeu că ne ajută în toate rugăciunile și de asta venim. Veniți în fiecare an la această procesiune? Da, fiecare an de miză. Dacă unii botoșeneni vin an de an pentru a lua parte la procesiune, alții vin doar atunci când pot. O bătrânică în vârstă de 78 de ani spune că a mers la procesiune pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu. Ne gândim noi la Dumnezeu că mergem de acolo. Iată, păcatele care le-am făcut, îi făceam tot pasul. Potrivit tradiției biblice, sâmbăta dinaintea floriilor sau a întâmpinării Domnului este numită și sâmbăta învierii lui Lazar. Pentru că învierea lui este considerată simbolul al învierii neamului omenesc, în fiecare an se organizează astfel de procesiuni în întreaga țară. Ce înseamnă această sărbătoare pentru dumneavoastră? Să ne salveze pe noi, să ne facă fericiți. El suferă. Nu ne doare profund suferința lui și nouă nici nu ne pasă. Așa puțină lume a venit la întâmpinarea lui. Să ne dea înțelepciune la toți, la toți, în special la cei și ne conduc. Și nouă cei mai mici ne dea răbdare și putere să-L ducem în crucea vieță. Duminică, în ziua floriilor, curțile bisericilor au devenit neîncăpătoare pentru botoșenenii care au asistat la Sfânta Liturghie.